Luna e singurul satelit natural al Pământului și al cincelea satelit ca mărime din Sistemul Solar. Se învârte în jurul planetei noastre la o distanță medie de 384.400 de km, completând o orbită în aproximativ 27,3 zile și revenind în aceeași poziție în raport cu Soarele în aproximativ 29,5 zile. În această perioadă putem vedea Luna în patru forme diferite în funcție de procentul din suprafața sa care este luminată de Soare pe parcursul orbitei sale în jurul Pământului. Aceste forme sunt fazele Luna Luna nouă, primul sfert, luna plină și ultimul sfert. Se știe că luna este cauza mareelor oceanice, datorită atracției gravitaționale pe care o exercită asupra Pământului. Această forță ajută, de asemenea, la stabilizarea înclinării axei Pământului. Dacă luna nu ar exista, înclinarea axială a Pământului ar putea varia atât de mult încât am putea avea parte de efecte climatice mult mai puternice, cum ar fi lipsa anotimpurilor, fenomene meteorologice mai extreme, cum ar fi ere glaciare mai frecvente. Dar cum a ajuns luna acolo, în primul rând? Practic, cum s-a format ea? În acest episod vom vedea câteva teorii posibile referitoare la modul în care s-a format satelitul natural, și vom vedea, în funcție de acestea, ce se întâmplă cu luna noastră și cum ea ar putea distruge Pământul pe viitor. Când s-a format luna? Formarea lunii a avut loc în urmă cu aproximativ 4,5 miliarde de ani la 30-50 milioane de ani după formarea sistemului solar. Oamenii de știință au reușit să calculeze acest lucru datorită mostrelor de rocă lunară prelevate de astronauții NASA, Neil Armstrong și Buzz Aldrin în timpul misiunii Apollo 11 din iulie 1969. Cum s-a format luna? Există mai multe teorii privind formarea lunii. Cea mai acceptată teorie afirmă că o protoplanetă de mărimea lui Marte, cunoscută uneori sub numele de Theia, s-a ciognit cu pământul. Resturile și vaporii care au derivat din impact s-au adunat pe orbita pământului prin forțe gravitaționale puternice și au format în cele din urmă luna. Aceasta se numește ipoteza impactului gigantic sau impactul teia. Aceasta a fost dezvoltată în anii 70 și e susținută în principal de dovezi chimice. O teorie alternativă a impactului elaborată de cercetătorii de la Institutul de Științe din Israel susține că Luna a fost creată în urma unor impacturi multiple, mai mici între pământ și alte corpuri. Această teorie afirmă că, întrucât coliziunile au fost foarte frecvente în primele etape ale sistemului solar, e probabil că acestea să fi format un disc de resturi în jurul protopământului, care a evoluat ulterior într-o mică lună. Mai multe coliziuni au creat mai multe resturi care au creat alte luni mici, în cele din urmă acești sateliți ar fi putut fuziona împreună într-o singură lună mare. Teoria capturării lunii Teoria capturării a fost propusă de astronomul american Thomas Jefferson Jackson C. în 1909. Aceasta postulează că Luna a fost un corp rătăcitor stâncos care a fost capturat de câmpul gravitațional al Pământului în timp ce trecea pe lângă el. Conform acestei teorii, Luna s-ar fi format în altă parte în sistemul solar și s-a întâmplat să fie prinsă de forța gravitațională a Pământului când a trecut pe lângă acesta. De atunci, Luna a fost forțată să orbiteze în jurul planetei noastre. Acesta e de fapt modul în care mulți oameni de știință cred că alte planete și-au obținut lunile, cum ar fi Saturn și Luna sa, Phoebe. Dar de obicei nu cred că acest lucru e valabil și pentru luna noastră. În primul rând, capturarea este aproape imposibilă pentru obiecte de mărimea Pământului și a lunii noastre. În al doilea rând, Phoebe și alte luni capturate descriu orbite excentrice necirculare, în timp ce orbita lunii noastre în jurul Pământului e circulară. În al treilea rând, Phoebe are o formă neregulată ca un asteroid, în timp ce luna noastră este perfect rotundă. Teoria fisiunii lunii Astronomul britanic Sir George Howard Darwin, al cincelea copil al lui Charles Darwin, a propus teoria fisiunii în 1878. Teoria afirmă că Luna s-a desprins de Pământ la începutul Sistemului Solar. La acea vreme, pământul nu se solidificase complet și se rotea foarte repede, descriind o rotație completă în 3 sau 4 ore. Dar calculele matematice nu se potrivesc. În secolul 20, oamenii de știință au renunțat la această teorie deoarece au calculat că rotația pământului nu ar fi putut fi suficient de rapidă pentru a expulza o parte a planetei în spațiu. În plus, dacă ar fi fost cazul, resturile ar fi căzut înapoi pe suprafața pământului sau ar fi intrat pe orbită în jurul soarelui, dar e puțin probabil ca acestea să fi rămas pe orbita pământului, așa cum propunea teoria. Teoria co-creației lunii. Conform acestei teorii, luna s-a format în același timp cu pământul, independent unul de celălalt, dar în cadrul aceluiași disc protoplanetar. Există unele dovezi în favoarea acestei teorii, dar ea nu explică momentul unghiular observat al pământului și al lunii. În plus, luna este mult mai puțin densă decât Pământul, ceea ce probabil că nu ar fi cazul dacă ambele ar fi pornit cu aceleași elemente grele în nucleul lor. Studiile efectuate asupra solului lunar și a rocilor din zonele înalte lunare arată că pe lună nu există aproape deloc fier, în timp ce fierul reprezintă 35% din masa Pământului. Cum arăta luna timpurie? Dacă urmăm teoria impactului gigantic, luna timpurie a fost probabil o sferă fierbinte și lichidă formată din resturi legate de gravitație. A fost acoperită de magmă până când roca topită s-a răcit și s-a solidificat formând crusta lunară. După ce a devenit o rocă solidă, luna însă și-a fost lovită de un corp uriaș rătăcitor la polul sud formând bazinul polul sud Aitken un crater pe partea îndepărtată a lunii care are un diametru de 2500 km și o adâncime cuprinsă între 6,2 și 8,2 km. Au urmat alte impacturi în presupusa perioadă de bombardament intens târziu, când mai mulți asteroizi și comete s-au ciocnit probabil cu Luna și cu alte planete din sistemul solar. Aceste impacturi ajută la explicarea compoziției și a depozitorilor vulcanice de suprafață găsite pe Lună. Ar putea Luna să luvească Pământul? Bazându-se pe aceste teorii prezentate anterior, oamenii de știință încearcă să înțeleagă ce se întâmplă cu Luna și dacă satelitul nostru natural ne-ar putea lovi la un moment dat. Mai întâi vestea bună, Luna se îndepărtează de fapt de Pământ cu 3,8 cm pe an. Această rată nu a fost constantă, ci a crescut în perioadele în care clima de pe Pământ s-a schimbat, deoarece înghețarea și topirea ghețarilor afectează mareele care exercită atracția gravitațională asupra Lunii. În acele epoși dramatice, când continentele s-au deplasat și au apărut condiții pentru viață, luna s-a îndepărtat în schimb cu o rată de 2,75 cm pe an. Deși acest lucru pare lent, în cele din urmă toată această derivă se va aduna. În 50 de miliarde de ani, orbita lunii va crește de la puțin peste 27 de zile la 47 de zile, presupunând că soarele nu va arde în faza de gigant roșu. Așadar, odată cu îndepărtarea lunii, nu mai aveți de ce să vă faceți griji, nu-i așa? Vestea proastă este că dacă avansez cu 65 miliarde de ani de acum înainte, există o șansă ca luna să-și schimbe cursul și să accelereze spre pământ. Motivul e că orbita pământului va încetini în cele din urmă până la punctul în care va fi aceeași cu perioada orbitală a lunii, ceea ce va trage treptat Luna spre interior. Priviți partea bună a lucrurilor, totuși. Nici tu, nici cineva pe care îl cunoști nu va fi aici pentru a vedea asta. Probabil că niciun alt om nu va fi aici. În doar 4 sau 5 miliarde de ani, soarele va exploda într-o gigantă roșie, ceea ce ar putea distruge Pământul și Luna. Apoi se va retrage și va deveni o pitică albă. Dacă va mai rămâne Pământul, acesta va fi înghețat, înainte ca Luna să se izbească de el. Să fim optimiști, poate că până atunci vom fi colonizat alte sisteme solare. Dar să presupunem că dintr-un motiv pe care știința nu îl poate explica în acest moment, acest lucru începe să se întâmple mult mai devreme, de exemplu în câțiva ani. Poate că cineva împinge luna spre noi, spre exemplu, extraterestri, Credeți sau nu, aceasta e explicația din filmul din 2022, Moonfall. Ea este semi-plauzibilă. Chiar dacă s-ar întâmpla doar încet, ar fi devastator. Pe măsură ce luna s-ar apropia orașele de coastă, gândiți-vă la Tokyo, New York, Londra, Mumbai, ar fi înghițite de valuri monstruoase. Oamenii de știință au estimat că aceste mare ar deveni de opt ori mai puternice decât în mod normal dacă distanța lunii s-ar înjumătăți și nici acest lucru nu ar fi unul singur. Lucrurile devin mai înfricoșătoare cu, cu cât luna se apropie mai mult. Luna ar umple jumătate din cer și valuri de kilometri înălțime s-ar ridica în jurul lumii de mai multe ori pe zi, distrugând absolut tot ce le-ar sta în cale și împingând apoi resturile în interior, iar și iar și iar. Ceea ce este cel mai rău este că acest lucru s-ar întâmpla la fiecare 90 de minute, deoarece o lună aflată la o distanță mică ar avea o orbită mult mai rapidă în jurul Pământului. Dacă acest lucru nu sună destul de rău, nu uitați că vor avea loc și cu tremure masive, reacții vulcanice și o creștere a temperaturii din centrul planetei, deoarece apropierea lunii ar întinde literalmente pământul spre ea. De fapt, dacă toată magma topită ar sfârși prin a fi eliberată în oceane, am putea vedea cum apa pur și simplu se evaporă. Dar chiar dacă ați supraviețui cumva acestei calamități apocaliptice, luna ar putea să nu supraviețuiască la rândul ei. Odată ce luna ar ajunge la o distanță de 20.000 de km deasupra planetei noastre, ar fi la limita roșii. În acest moment, valurile de maree de pe Pământ ar avea o înălțime de 10.000 de metri, astfel că nu ar mai rămâne mare lucru din viața așa cum o cunoaștem în zonele de coastă. Pe măsură ce luna s-ar apropia, ar afecta și rotația Pământului, scurtând zilele și afectând temperaturile, ceea ce ar face ca o nouă epocă glaciară să fie o posibilitate foarte mare pe termen lung. Odată ce luna ajunge la limita roși, totul s-a cam terminat. Acesta e punctul în care forțele mareice sunt mai puternice decât gravitația, ceea ce înseamnă că există mai multe forțe care atrag luna în afară decât cele care o țin împreună. În curând, luna se va sparge în bucăți și cel puțin pentru o perioadă de timp aceste bucăți vor forma un inel uimitor în jurul Pământului, la fel ca inelele din jurul lui Saturn. Dar inelul nu va dura la nesfârșit. Deși nu există un risc prea mare pentru ca întreaga lună să se prăbușească pe pământ, bucăți de resturi vor începe în cele din urmă să cadă pe pământ, distrugând orașe, provocând cratere masive, distrugând potențial toată viața de pe pământ. Deși cercetătorii nu știu în totalitate cum s-a format luna, după cum am putut observa, aceștia au o serie de idei pentru a explica acest fenomen. De asemenea, pe baza acestor modele teoretice, cercetătorii înțeleg ce s-ar întâmpla dacă luna s-ar prăbuși practic pe pământ și cum aceasta ar distruge omenirea la propriu. Încă de când primul om a pășit pe lună, visăm la colonizarea ei. Avem tehnologia pentru a ajunge acolo, singurul lucru ce ne stă în cale este costul trimiterii materialelor pe lună. Pe când companii precum SpaceX sau Blue Origin urmăresc să micșoreze costurile lansării rachetelor, adevărata provocare va fi folosirea materialelor pe lună. Din fericire pentru noi, luna are destule materiale pentru a fi exploatate, dar noi tehnologii trebuie dezvoltate pentru a le extrage eficient. Acest lucru va oferi coloniei de pe lună materialele necesare pentru a construi și pentru a se extinde, dar cel mai important pentru a stimula o economie unde se vor vinde materialele lunare. Dar ce materiale se află pe lună? Elementele diferă în funcție despre ce parte a lunii vorbim. Apa va fi o prioritate mare, iar în 2009 satelitul indian Chandrayaan 1 a descoperit gheață la ambii poli de pe lună. Polii sunt cei mai buni candidați pentru primii coloniști și nu numai din cauza apei. Sunt zone la pol ce primesc lumină solară aproape permanent, precum crestere craterului Shackleton. Astfel, coloniștii vor putea instala panouri solare, având o sursă de energie, aceasta fiind o necesitate mare datorită tehnologiilor de extragere a materialelor. Cea mai eficientă metodă de a colecta gheața lunară ar fi să luăm solul ce conține gheață și să îl punem într-un cuptor cu microunde unde se vor evapora la temperaturi mici datorită vacuumului de pe lună. Vaporii vor fi apoi condensați și colectați. Următorul produs ce va fi la mare căutare va fi oxigenul și surprinzător oxigenul este foarte abundent pe lună dar este sub formă de oxizi precum oxidul de fier, oxidul de aluminiu sau oxidul de titan. Toate sunt elemente valoroase și dacă vom putea crea oxigen prin extragerea lor va fi foarte profitabil. Fierul va fi un material vital oricărei colonii de pe lună. Pe pământ este atât de vital al societății moderne, încât producția sa este un indicator de creștere a economiei. Ne ranforsează clădirile prin armături, susține greutatea rețelei electrice pe umerii săi, ne oferă poduri peste râuri și oceane și mai ales este greu, făcând transportul său către lună foarte scump. Pentru a produce fier cu metodele curente, trebuie să minăm calcar, cărbune și minereul de fier. Cărbunele este rafinat în cox, îndepărtând impuritățile precum smoala sau apa, acesta fiind un proces care consumă multă energie. Coxul apoi este utilizat ca o sursă de carburant într-un furnal pentru a reduce minereul de fier, producând monoxid de carbon care reacționează cu oxidul de fier, formând fier și dioxid de carbon, pe când calcarul este transformat în dioxid de carbon și oxid de calciu ce reacționează cu impuritățile din minereu. Fonta apoi necesită mai mult rafinament într-un furnal cu oxigen pentru a produce oțel. Acest proces va trebui simplificat pentru orice colonie lunară, pentru că transportarea materialelor la lună doar pentru a extrage minereurile nu este o opțiune. Pentru a stimula dezvoltarea acestei tehnologii, procesul complet contribuie cu 1,7 gigatone de dioxid de carbon pentru atmosfera noastră anual. Dezvoltând o versiune electrică ne-ar permite să producem oțel fără emisii. NASA oferă o recompensă de 250.000 de dolari oricărei echipe de cercetare care va veni cu o metodă rezonabilă de a procesa aceste resurse pe lună producând și oxigen. Profesorul de materiale chimice de la MIT, Donald Sadoway, a produs celula electrolitică această celulă folosește un curent electric separat de metale și eliberează oxigenul din structura acestora. Industria aluminiului deja folosește electroliza pentru a rafina oxidul de aluminiu. Acesta are un punct de topire foarte mare de 2072 de grade Celsius, iar pentru a reduce energia necesară, oxidul de aluminiu este dizolvat în criolit topit, ce are ca un punct de topire la 1012 grade Celsius, astfel această metodă reduce costurile de energie semnificativ. Această mixtură este pusă într-o carcasă de oțel, ce este căptușită într-un catod de grafit, iar anozii sunt făcuți tot din grafit. Când trece un curent electric, ionii de aluminiu se formează pe catod, unde dobândesc electroni, apoi se scufundă, formând aluminiu topit. În acest timp, ionii de oxigen se acumulează la anozii de grafit, unde reacționează cu carbonul din grafit, formând dioxid de carbon. Acesta va fi procesul general de extragere a metalului de pe lună, dar grafitul nu este valabil pentru metoda noastră de a produce oxigen, pentru că aceasta se transformă în dioxid de carbon. Carbonul nu se găsește sește foarte des pe lună, deci ar putea fi un proces pentru a produce dioxid de carbon pentru creșterea plantelor de pe lună. Într-un articol publicat în 2012, Sadoway și partenerul său de cercetare, Antoine Allenair, concluzionează că un anod din aliaj de crom ar putea fi cea mai bună alegere datorită proprietăților stratului de crom de protejare și conductivitate. Asta permite schimbul de electron cu ionii de oxigen încărcați negativ, fără a se coroda intens în proces, iar oxigenul s-ar forma în loc de dioxid de carbon. Acesta însă va fi un proces ce va consuma foarte multă energie și este principalul motiv pentru care aluminiul este mai scump decât fierul. Generarea electricității pe lună se va baza la început pe panourile solare trimise pe lună de pe pământ, dar pentru ca economia de pe lună să crească, va trebui să fie capabilă de a-și produce și extinde singură rețeaua electrică. Aluminiul este deja valabil pe lună și poate fi folosit pentru fire, la fel cum e folosit ce aici pe pământ pentru linii de voltaj mare. Materialul prim pentru panourile solare este siliciul, ce este abundent pe lună, iar el poate fi folosit pentru mai mult decât asta. Poate fi folosit pentru a face sticlă sau pentru a forma un aliaj între aluminiu și fier. Siliciul din panourile solare trebuie să fie foarte pur, iar producția sa necesită carbon din cărbuni sau cox. Nu am putut găsi nicio tehnologie în dezvoltare pentru producția acestor materii prime ce nu sunt valabile pe Lună și până atunci cea mai bună alternativă sunt panourile solare de pe Pământ. Luna are depozite bogate de heliu datorită vânturilor solare, iar dacă reușim să dezvoltăm tehnologii de fuziune nucleară, generarea energiei pe Lună va deveni mai ușoară cele din urmă, o colonie autonomă pe lună va depinde de abilitatea sa de a extrage și folosi materialele valabile. Să ne provocăm unii pe alții este una din părțile de bază a omenirii, acest lucru ne permite să descoperim lucruri despre noi și de ce putem fi capabili. De aceea este important să te provoși pe tine însăți. Omenirea visat să ajungă pe lună încă din cele mai vechi timpuri. Atracția suprafeței sale argintine a chemat -o întotdeauna inspirându-i pe scritor să spună povești despre traversarea obstacolelor spațiale. Cea mai veche povestire pe care o cunoaștem datează din secolul al doilea lea după Hristos și o imaginează pe marinarii greci care sunt duși pe lună pe o trombă de apă uriașă. Pe măsură ce tehnologia și înțelegerea universului au progresat, poveștile noastre au devenit mai apropiate de realitatea iminentă. În romanul său din 1865, de la Pământ la lună, Jules și-a imaginat o parte din logistica implicată într-o călătorie pe lună, inclusiv lansarea din Florida și aterizarea în ocean cu ajutorul unei parașute. În romanul său din 1950, Omul care a vândut luna, Robert Heinlein, și-a imaginat costurile uriașe și părerea opiniei publice legate de acest subiect. Chiar și azi, la peste 50 de ani de la prima noastră selenizare pe lună, filme precum Moon și seriale TV precum The Expanse continuă să-și imagineze cum ar fi viața umană pe satelitul nostru arcintiu, ceea ce ridică întrebarea dacă suntem atât de fascinați de lună, de ce nu ne-am mai întors din 72? Ei bine, hai să aflăm. Programul Apollo Cursa spre lună a început oficial în 61, când președintele John Kennedy s-a adresat unei sesiuni comune a Congresului american stabilind obiectivul său de a trimite un om pe lună. Nu pare un obiectiv ambițios în ziua de azi, dar gândiți-vă că Sputnik, primul satelit creat de om, a fost lansat în 57, iar Yuri Gagarin, primul om în spațiu, a efectuat prima sa orbită terestră cu doar o lună înainte de discursul lui Kennedy. Programul spațial Apollo a început oficial în 1967, iar în 1968, misiunea Apollo 8 a trimis trei oameni în jurul Lunii, și apoi pe pământ în siguranță. Iar la 20 iulie 1969, Neil Armstrong și Buzz Aldrin au devenit primii oameni care au pășit pe lună în cadrul misiunii Apollo 11. În următorii trei ani ne-am mai întors de 5 ori pe lună, punând în total 12 oameni până acum pe suprafața lunară. Timp de 8 ani, umanitatea și în special NASA s-a străduit să ajungă pe lună. Chiar și în fața unor tragedii, Kennedy a fost asasinat în 63, iar echipajul Apollo 1 a fost ucis într-un accident. Voința poporului american și impulsul ambiției lui Kennedy au fost suficiente pentru a duce programul până la capăt, dar apoi nu ne-am mai întors. Luna după Apollo. Până acum niciun om nu s-a mai întors pe lună de când Eugene Cernan a plecat în 72 în cadrul misiunii Apollo 17, ultima misiune a programului Apollo din istorie. Programul Luna al Uniunii Sovietice a funcționat inițial din 59 până în 76, aducând mostre lunare și testând manevrele orbitale, dar s-a oprit și el la doar 4 ani după programul Apollo. În prezent, Rusia are un plan să revigoreze programul, însă planurile sale sunt afectate și de războiul în curs din Ucraina. India a fost următoarea țară care a atins suprafața lunară în 2008, când a lansat un element de impact în cadrul misiunii Chandrayaan-1, care a ajutat la confirmarea prezenței apei pe suprafața lunii. Agenția Spațială Națională Chineză a reușit să aselenizeze și ea cu succes trei rovere pe suprafața lunară, dintre care două sunt încă operaționale. Iar unul din ele, Chang-5, a returnat cu succes monstre de pe suprafața lunară. Compania spațială privată israeliană Space Hill și Organizația Indiană de Cercetare Spațială au încercat amândouă să aterizeze rovere pe lună, dar ambele încercări au eșuat. Modulul de aselenizare al Space s-a prăbușit după o defecțiune a motorului, iar modul de aselenizare Vikram al Organizației Indiene s-a prăbușit după o problemă similară. Mersul pe lună e costisitor. Planul inițial pentru misiunile Apollo prevedea 20 de misiuni, 10 misiuni pregătitoare și 10 misiuni dus întors pe lună. Odată ce a aterizat pe lună, însă voința politică care a trimis oameni acolo a părut să se clatine. La mai puțin de șase luni după ce Apollo 11 a făcut aselenizarea istorică, Apollo 20 a fost anulată. Alte două misiuni Apollo au fost anulate mai târziu în același an, toate din cauza lipsei de bani. E interesant de remarcat faptul că bugetul anual al NASA a atins un vârf la mijlocul anilor 60 de peste 58 miliarde de dolari, în timp ce tehnologia pentru a duce oameni pe lună era inițial dezvoltată. Până în 70 însă, după prima aselenizare, bugetul său a fost aproape înjumătățit, ajungând la 30 de miliarde de dolari. Totuși, în total, NASA a cheltuit peste 250 de miliarde de dolari doar pentru programul Apollo din 60 până în 73. Iar luna nu a fost singurul obiectiv științific al NASA. La un an după ce am părăsit luna pentru ultima oară, NASA a folosit racheta proiectată să ne ducă acolo pentru a lansa prima stație spațială a SUA iar în 69 începuse deja planificarea ceea ce avea să devină programul Space Shuttle. Potențiale pericole politice a merge pe lună nu era doar costisitor din punct de vedere financiar, ci și potențial costisitor din punct de vedere politic. Bugetul NASA este stabilit de Congresul American, iar ajungerea pe lună a costat miliarde de dolari, ceea ce nu e ușor de vândut alegătorilor, care ar putea să se întoarcă împotriva celor de la putere. Nici pierderea de vieți omenești nu este un lucru ușor de acceptat. Programul Apollo aproape că s-a oprit după dezastrul de la Apollo 1, iar președintele Richard Nixon era pregătit să ține un discurs memorial pentru pierderea lui Apollo Apollo 11 în fața unui potențial dezastru. Și contrar multor păreri, nu există niciodată un mare entuziasm public pentru a merge pe lună. Sondajele istorice arată că sprijinul public pentru explorarea lunară a depășit doar o singură dată 50%. Sprijinul pentru programul Apollo a atins un maxim de 53% imediat după ce modulul Eagle a aterizat în 69. Sondajele de opinie arată că americanii susțin programul spațial doar atunci când îl separă de bugetul acestuia, deși reprezenta doar 4% din bugetul național la vârful finanțării NASA în 64 majoritatea oamenilor estimează în mod eronat că finanțarea acesteia reprezintă peste 20% din bugetul național american având în vedere că publicul consideră că este prea scumpă iar nevoia simbolismului politic de a fi primul care ajunge pe luna trecut de mult nu e de mirare că NASA și-a folosit bugetul limitat și influența politică pe misiuni fără echipaj uman și pe trimiterea oamenilor în limitele relativ sigure ale Stației Spațiale Internaționale de pe orbita joasă a pământului. Ajungerea pe lună nu a fost planificată pentru repetiție. Pe lângă problemele financiare și politice, există și alte motive pentru care nu a mai mers pe lună cu echipaj uman de peste 50 de ani. Aterizarea și plimbarea pe lună în 69 a fost o performanță incredibilă. Sigur a costat o sumă imensă de bani și efort, dar ați fi iertați dacă ați presupune că odată ce am atins un astfel de obiectiv, trebuie să devină mai ușor de realizat. Din păcate vă înșelați, și acesta e un motiv important pentru care nu ne-am mai întors de la încheierea programului Apollo în 72, deoarece proiectul inițial de aselenizare a fost poziționat ca o cursă împotriva sovieticilor, proiectul nu a fost conceput pentru eficiență. S-au folosit scurtături ori de câte ori a fost posibil și nimeni nu s-a gândit să construiască lanțuri de aprovizionare durabile. Rezultatul final e un sistem în care echivalentul a miliarde de dolari sunt pur și simplu arse sau aruncate fără a mai fi folosite vreodată. Cu alte cuvinte, întregul sistem de a trimite oameni pe lună nu a fost conceput pentru a fi reparat. De fapt, eu uimitor că am desfășurat 17 misiuni Apollo și am ajuns pe lună de 6 ori folosind acest sistem. Dacă vrem să ne gândim serios să ne întoarcem, va trebui să proiectăm un sistem durabil și eficient pentru a face asta. Celelalte provocări, pe lângă toate aspectele politice și financiare, luna este de asemenea o capcană mortală pentru oameni veche de 4,5 miliarde de ani și nu trebuie subestimată. Suprafața sa este presărată cu cratere și bolovani care amenința selenizările în siguranță. Până la prima selenizare din 69, Guvernul SUA a cheltuit miliarde de dolari pentru a dezvolta, lansa și livra sateliți pe lună pentru a cartografia suprafața acesteia și pentru a ajuta planificatorii misiunii să caute posibilele locuri de aselenizare. Dar o preocupare mai mare reprezintă ceea ce au creat impacturile de meteoriți. Regolitul numit și praf lunar. În prezent, luna e acoperită de un strat superior fin asemănător talcului de praf lunar cu adâncime de câțiva centimetri în unele regiuni care este încărcat electrostatic prin interacțiunea cu vântul solar și e foarte abraziv și lipicios, murdărind foarte repede costumele spațiale, vehiculele și sistemele. Iar majoritatea astronautilor din misiunile Apollo au avut o mulțime de probleme cu praful. Există de asemenea o problemă cu lumina soarelui. Timp de 14 zile, la un moment dat, suprafața lunară este un infern clocotitor, expusă direct la razele dure ale soarelui. Luna nu are o atmosferă protectoare. Următoarele 14 zile sunt în întuneric total, ceea ce face ca suprafața lunară să fie unul din cele mai reci locuri din sistemul solar. NASA dezvoltă un sistem de alimentare cu energie prin fisiune care ar putea furniza astronauților energie electrică în timpul nopților lunare care durează săptămâni întregi și care ar fi util și pe alte lumi, inclusiv pe Marte o potențială întoarcere. Să mergi pe lună e greu, e scump și nu este întotdeauna popular. În ciuda acestui fapt, trei administrații prezidențiale americane succesive au cheltuit capital politic pentru a pune pe picioare programul Artemis. Programul a fost demarat sub președinția lui Trump în 2017 și își propune să aducă oamenii înapoi pe lună până în 2026, iar în prezent NASA Testează racheta Space Launch System, cea mai puternică rachetă construită vreodată, care va duce următoarea generație de exploratori pe lună. În noiembrie 2022, misiunea fără echipaj Artemis 1 a fost lansată și a servit ca o repetiție generală pentru misiunea cu echipaj Artemis II, care va avea loc în 2024. Artemis 3 e planificată să aducă doi oameni pe lună în 2026. Mai sunt încă multe de făcut pentru ca aceste misiuni să se lanseze. NASA încă testează racheta SLS necesară pentru a ajunge pe lună, iar întârzierile în proiectarea costumelor spațiale au împins datele și mai mult. Însă dacă totul decurge conform planului, NASA nu doar că va trimite oameni pe lună, ci va stabili structuri semi-permanente pe suprafața lunară și pe orbita lunară pentru a facilita viitoarele explorări lunare cu echipaj uman. Accentul este pus pe Marte. Chiar dacă plănuim să ne întoarcem pe lună cu echipaj uman în anii viitori, mulți oameni din guverne și din agențiile legate de spațiu consideră că ar trebui să ne concentrăm cu prioritate pe Marte. De exemplu, Comitetul pentru Știință, Spațiu și Tehnologie al Camerei de Reprezentanților din SUA a introdus un proiect de lege în 2020 pentru a face din explorarea Planetei Roșii obiectivul oficial al NASA. Nu numai că Marte e o destinație mult mai valoroasă în ceea ce privește cercetarea științifică și extinderea înțelegerii noastre asupra Universului, dar de asemenea un obiectiv care a captat imaginația publicului. Totuși, asta nu înseamnă că întoarcerea pe Lună este complet exclusă. După cum am văzut deja, majoritatea experților sunt de acord că singurul mod în care vom putea duce ființe umane pe Marte în condiții rezonabile de siguranță este să continuăm un fel de stație de releu pe Lună. Astronauții ar călători de pe Pământ pe Lună, ar alimenta și ar face alte pregătiri, apoi ar pleca de pe Lună pe Marte, simplificând logistica călătoriei. În concluzie, explorarea lunii a fost și rămâne un subiect fascinant și complex, cu numeroase provocări politice, financiare și tehnice. De la triumful programului Apollo în anii 60 și 70, am parcurs mai bine de 5 decenii fără să mai trimitem oameni pe lună. Cu toate astea, există eforturi în curs pentru a reveni pe lună sub umbrela programului Artemis, care vizează aducerea oamenilor pe suprafața lunară până în 2026. Cu toate astea, accentul principal în explorarea spațială s-a mutat spre Marte, iar relația dintre cele două obiective rămâne una complexă, căci Luna ar putea juca un rol crucial ca punct de plecare pentru viitoarele misiuni către Marte. În ianuarie 2004 a fost lansat programul de explorare lunar al Chinei. În urma cursei spațiale dintre SUA și Uniunea Sovietică din deceniile anterioare, alte țări au fost încurajate să ia în considerare posibilitatea de a-și trimite propriile misiuni pe lună. În anii 90, membrii comunității științifice chineze au început să discute despre perspectiva ca țară să înceapă propriul program de explorare lunară. Aceste discuții au fost într-o oarecare măsură umbrite de programul spațial cu echipaj uman al Chinei. Care a început cam în aceeași perioadă. Cu toate astea, la începutul mileniului, guvernul chinez și-a declarat oficial intenția de a începe propriul program de explorare lunară în următorul deceniu. Conceperea programului chinez de explorare lunară a determinat dezvoltarea și extinderea rețelei spațiale chineze cu o colecție de stații și antene de comunicații terestre. Această rețea răspândită în întreaga țară este utilizată pentru a permite comunicațiile între pământ și diferitele nave spațiale trimise pe lună, iar de la lansarea sa oficială, programul s-a bucurat de un succes major. Așadar, iată o istorie a acestui program, dar și a descoperirilor chineze de pe lună, mitologie și spațiu. Navele spațiale principale ale programului poartă numele lui Chang zeița lunii în tradiția chineză. Există diferite versiuni ale poveștii lui Chang dar toate implică faptul că ea a băut o porțiune a nemuririi dăruită de soțului ei, Hui, de către zei. După acest act, ea s-a refugiat și a zburat pe lună pentru a-și trăi nemurirea. E însoțită de YouTube, 2 iepurele de jad și omonimul roverelor lunare. Sateliții de releu, o poartă numele podului din, povestea vărsătorul de vaci și fata țesătoare. Zâna, prințesă, Zinu și văcarul Newland reprezintă stelele Vega și respectiv Altair cei doi s-au îndrăgostit, dar această iubire a fost interzisă, așa că au fost alungați pe alte maluri ale râului Ceresc. Acest lucru oglindește modul în care stelele sunt separate de Calea Lactee pe cer. Chang'e 1. Programul a început cu lansarea sondei orbitale Chang'e 1 la 24 octombrie 2007. Această primă misiune a fost însărcinată cu crearea unei hărți 3D a suprafeței lunare. Pe parcursul a 589 de orbite, Chang'e 1 a creat harta lunii la cea mai înaltă rezoluție cu o acoperire completă, furnizând date de o valoare inestimabilă pentru viitoarele aterizări ușoare acolo. De asemenea, nava spațială a transportat cu ea 32 de cântece chinezești pe care să le transmită pe Pământ în momentul inserției pe orbita lunară care a fost realizată la 5 noiembrie 2007. Această acțiune a călcat pe urmele lui Dong Fang Hong 1, primul satelit chinezesc care a difuzat muzică cu același nume timp de 20 de zile în timp ce se afla pe orbită. Chang'e g 2 a fost lansat la 1 octombrie 2010. Sonda utilizată pentru misiune a fost copia de rezervă a celei utilizate pentru Chang'e 1 cu unele modificări tehnice suplimentare. Printre acestea se numără o cameră cu rezoluție mai mare, care în combinație cu altitudinea de zbor mai mică a a permis obținerea unor imagini mai detaliate ale suprafeței lunare. În vederea pregătirii aterizării ușoare planificate pentru Chang 3, Chang 2 a furnizat imaginea ale locului de aterizare prevăzut în Sinus Iridum, selectat pentru terenul său relativ plat și caracteristicile geologice. Sonda a orbitat în jurul lunii timp de 8 luni înainte de a se îndrepta spre punctul Lagrange Pământ Soare, L2, la 1,5 milioane de kilometri de pământ. După ce a survolat asteroidul 4179, Tutatis, în 2012, sonda a continuat să călătorească mai departe în spațiu, devenind prima sondă interplanetară a Chinei. Contactul a fost pierdut în 2014, dar se așteaptă ca sonda să revină în apropierea Pământului în jurul sfârșitului acestui deceniu. Chang'e 3 Chang'e 3 a fost lansat la 2 decembrie 2013 și a devenit prima misiune chineză care a aterizat ușor pe suprafața lunară. Astfel, China a devenit a treia țară care a aterizat pe lună, ultima aselenizare având loc cu aproape 40 de ani înainte, Luna 24 în 76. Deși Sinus Iridium era locul planificat pentru aterizare, nava spațială a aterizat de fapt în Mare Ibrium, regiunea din care se desprinde Sinus Iridium. De asemenea, misiunea a dus pe suprafața lunii și roverul lunar Youtube, principalul său obiectiv, în afară de realizarea propriei prezențe pe lună, a fost acela de a studia geologia lunară. La bordul lui Yuto a fost folosit un radar de penetrare a solului pentru a detecta structura și grosimea solului și a crustei lunare la adâncimi niciodată atinse până acum. Chang'e 4 al doilea modul de aselenizare a programului a fost lansat la 7 decembrie 2018, aducând cu el o altă premieră de data asta, fiind prima aterizare ușoară pe partea îndepărtată a lunii. Această realizare a dus echipei misiunii o multitudine de premii și recunoașteri, printre care medalia de aur din partea Societății Aeronautici Regale și Premiul Mondial pentru Spațiu din partea Federației Internaționale de Astronautică. În mod similar cu Chang'e 2, Chang'e 4 a acționat ca navă spațială de rezervă pentru Chang'e 3 și a fost adaptată pe baza informațiilor obținute în urma misiunii anterioare. Din cauza blocajului marelor, partea îndepărtată a lunii nu se află niciodată cu fața spre pământ, astfel încât comunicațiile dintre cele două ar trebui să fie facilitate de o navă spațială aflată pe orbită pentru Chang'e 4. Această sarcină e îndeplinită de satelitul releu Kuekiao, lansat cu aproximativ 6 luni înainte. Cean C4 a transportat un experiment de biosferă pentru a testa modul în care o selecție de organisme ar crește și s-ar adapta la mediul lunar. Acesta a inclus drojdie, ouă de muște de fructe, semințe de cartofi și semințe de bumbac alături de apă, solul și aerul necesare pentru a le susține. Această combinație de organisme a fost concepută pentru a acționa împreună cu un mini-ecosistem care să se autosustină. Semințele de bumbac au încolțit în cele din urmă, fiind primele plante care au încolțit pe lună, deși au murit o zi mai târziu în condițiile lunare dure. Misiunea a inclus de asemenea al doilea rover lunar al Chinei, u 2 care rămâne operațional până în prezent. Chang'e 5 a inaugurat faza de returnare a mostrelor din programul Chang'e cu scopul de a deveni prima misiune chineză care să aducă mostre de lună pe pământ. Aceasta a fost lansată la 23 noiembrie 2020 și a revenit pe pământ puțin peste două săptămâni mai târziu, aducând cu ea aproximativ 1,7 kg de material lunar. Această cantitate a fost ușor mai mică decât cele 2 kg anticipate din cauza unei rezistențe neașteptate întâmpinate de burghiul landerului în timpul excavării materialului. Nava spațială a aterizat în apropierea Mons Rumker, o regiune vulcanică din Oceanus Procellarum. Acest loc de aterizare a fost ales deoarece se credea că deține material relativ tânăr, datorită unui presupus eveniment vulcanic care a acoperit solul și rocile subiacente. Analiza probelor returnate pe Pământ a dovedit că aceste suspiciuni erau corecte. S-au constatat că acestea aveau vechime de 2 miliarde de ani, semnificativ mai tinere decât probele vechi de 3 până la 4,5 miliarde de ani colectate din timpul misiunilor Apollo. Chang'e 6 a fost lansat la 3 mai 2024 și va fi a doua misiune chineză de returnare a mostrelor de pe lună. Asta va încerca să colecteze și să aducă pe pământ primele mostre de pe partea îndepărtată a lunii. Mai exact, misiunea își propune să colecteze materialul din craterul Apollo, un crater de impact mare din cadrul bazinului Polul Sud-Aitken. Se speră că în această regiune ar putea exista material din mantaua lunară, expus de impactul inițial care a creat această caracteristică de suprafață. Studiul mantalei lunare poate dezvolui mai multe detalii despre formarea lunii care ar putea acționa ca un indicator pentru dezvoltarea obiectelor stâncoase din sistemul nostru solar în general. De asemenea, satelitul O 2 a fost lansat la 20 martie 2024, iar în comparație cu predecesorul său, acest satelit prezintă îmbunătățiri tehnologice care îi sporesc capacitatea de a comunica cu stațiile terestre de pe pământ. În plus, se așteaptă ca acesta să funcționeze mai mult timp de pe orbita sa eliptică mai stabilă, facilitând comunicațiile pentru misiunile ulterioare din cadrul programului Chang'e. Ce urmează? Programul chinez de explorare lunar a fost împărțit în patru faze principale. Prima fază a constat în lansarea două orbitale lunare care au cartografiat suprafața lunii. A doua fază a avut ca scop aterizarea ușoară a navelor spațiale pe suprafață și desfășurarea de rovere lunare. Cea de-a treia fază a fost concepută pentru a testa tehnologia de returnare a monstrelor. Cea de-a patra fază are ca scop dezvoltarea unei baze de cercetare științifică pe suprafața lunii. În cele din urmă, obiectivul programului chinez de explorare lunară este de a trimite primii astronauți chinezi pe lună. Se speră că această performanță va fi realizată până în 2030. Cu toate astea, acesta nu va fi însă sfârșitul programului. Agenția Spațială Chineză intenționează să construiască o stație de cercetare cu echipaj la polul sudic lunar, care va fi folosită în anii următori pentru a descoperi noi informații despre vecinul nostru lunar și să acționeze de asemenea ca un post în spațiu pentru ca oamenii să exploreze mai departe sistemul nostru solar. Așadar, pentru a rezuma pe scurt cele aflate azi, programul chinez de explorare lunară inițiat în 2004 a realizat progrese remarcabile evidențiate printr-o serie de misiuni de succes. Primele două misiuni Chang'e au cartografiat suprafața lunară oferind date esențiale pentru viitoarele aterizări. Faza a doua cu Chang'e 3 și 4 a marcat aterizări ușoare și desfășurarea de rovere, inclusiv prima aterizare pe partea îndepărtată a lunii, Misiunea Chang'e 5 a dus monstre lunare pe pământ pentru prima dată în decenii, iar Chang'e 6 promite să continue această activitate vizând materiale din craterul Apollo. Cu o rețea de comunicații spațiale extinsă și îmbunătățită, programul avansează spre obiectivul final de a trimite. Taikonauti, pe lună până în 2030. Planurile pe termen lung includ construirea unei baze de cercetare la polul sudic lunar care va facilita explorări mai adânci ale sistemului solar și va consolida poziția Chinei ca explorator al spațiului alături de țări precum Statele Unite. Pe măsură ce omenirea devine o civilizație spațială, vom întâmpina situații dificile, care vor pune la îndoială legile și conceptele actuale de naționalitate, reglementări și concepere. De exemplu, care e țara ta dacă te-ai născut pe lună sau cum te vei adapta dacă te-ai naște în spațiu? Toate aceste lucruri sunt destul de incerte în prezent. Însă, cu toate acestea, astăzi vom încerca să analizăm ce s-ar întâmpla dacă ai ajunge să fii născut pe lună. Legea din spațiu. Înainte de a afla ce s-ar întâmpla dacă ai fi născut pe lună, e important să cunoaștem și legislația care guvernează spațiul și ce naționalitate ar avea un copil născut acolo. Dreptul în spațiu este reglementat în prezent de tratatul privind spațiul cosmic din 1967. Acesta a fost ratificat de 112 state până în prezent și urmează tradiția dreptului maritim. Statele au jurisdicție legală în interiorul propriilor nave spațiale. Dar ce se întâmplă atunci când o navă spațială a fost construită de mai multe națiuni? Ei bine, națiunile partenere care lucrează la Stația Spațială Internațională au respins deja o propunere conform căreia întreaga stație să intre sub incidența legislației americane. S-a convenit ca fiecare stat să-și înregistreze propriile elemente separate, ceea ce înseamnă că acum aveți o bucată din SUA anexată la o bucată din Europa anexată la o bucată din Japonia în spațiul cosmic din punct de vedere juridic, a declarat Dr. Franz von der Dunk de la Institutul Internațional de Drept Aerian și Spațial de la Universitatea din Leiden. Având în vedere că fiecare modul este operat de o națiune diferită, acest lucru funcționează într-un fel, dar există de asemenea probleme de drept penal pe lună și în spațiu. Ce se întâmplă dacă un astronaut dintr-o lovește un altul în timp ce se află într-un modul internațional. Există, de asemenea, probleme legate de dreptul brevetelor, unde ar trebui să fie brevetat o invenție, și mai există probleme de drept civil ce se întâmplă dacă un astronaut deteriorează o parte a stației. În plus, oamenii care se ocupă de dreptul spațial au avut în vedere și viitorul îndepărtat când vor fi înființate baze pe Lună și Marte. Deoarece tratatul din 1967 definește Luna pentru binele întregii omeniri, aceasta nu poate fi considerată niciodată un teritoriu al vreunei țări de pe Pământ. Așadar, ce naționalitate ar avea un copil născut pe Lună? Acordul ONU privind Luna din 1979 prevede reguli privind modul în care națiunile ar trebui să exploreze Luna, dar nu depășește aspectele de drept civil și penal. Deocamdată Dată, dacă te naști pe lună, nu ești de nicăieri de pe pământ și poți fi considerat un extraterestru. Dacă ai fi născut pe lună, conform serialului Lost in Space, America ar fi trebuit să trimită familii în spațiu încă din 97. Iar conform filmului 2001, Odiseea Spațială, luna fusese deja colonizată în primul an al mileniului 3. Dar cumva, în ciuda marilor progrese tehnologice de care ne-am bucurat în ultimele decenii, noi oamenii suntem încă în urmă când vine vorba de relocarea în altă parte decât a pământului. În ciuda a ceea ce ne-au promis timp de decenii unii oameni de știință, suntem încă departe de a răspunde la câteva întrebări de bază, dar arzătoare, cum ar fi ce s-ar întâmpla dacă te naște pe lună. E o întrebare simplă, dar la care nu se poate răspunde cu ușurință. Și există câțiva factori care trebuie luați în considerare mai întâi, și anume înainte ca o persoană să se poată naște, trebuie evident să fie concepută, iar concepția pe lună ridică și ea câteva variabile importante. După cum știm cu toții, gravitația lunii e mult mai slabă decât cea a Pământului, fiind aproximativ o șesime din cea a planetei noastre. Dar gravitația mai mică scade tensiunea arterială, iar fără o bună circulație a sângelui către organul reproducător masculin, sexul s-ar putea dovedi dificil pe lună. Apoi mai există și problema radiațiilor deoarece călătoria în spațiu sau pe lună expune o persoană la mult mai multe radiații cosmice ce reprezintă o veste proastă pentru actul reproducerii și eventual pentru fertilitatea ovulului. Dar să presupunem că oamenii de știință de la NASA și-au făcut temele și-au găsit modalități de a ocoli aceste potențiale probleme și voilà, concepția a avut loc. Există încă posibile și semnificative obstacole de luat în considerare, cum ar fi dacă gravitația mai mică ar împiedica copilul să se întoarcă și să se dezvolte așa cum ar trebui. Sau dacă schimbarea gravitației ar putea afecta și capacitatea mamei de a împinge în timpul travaliului, una peste alta ar fi un experiment extrem de lipsit de etică, cu riscuri necunoscute la fiecare colț. Dar dacă oamenii chiar se îndreaptă spre stele, atunci o sarcină în spațiu este inevitabilă în viitor. Așa că, din nou, rămânem pozitivi și presupunem că experții spațiali ai lumii pot rezolva aceste provocări incredibile. Ce s-ar întâmpla dacă ați reușit să vă nașteți cu succes pe lună? La fel cum gravitația mai slabă a lunii joacă un rol atât de important în nașterea unui copil, aceasta joacă un rol important și în modul în care acel copil crește și se dezvoltă. Aici copilul ar fi prima alegere în orice echipă de basket a școlii, deoarece ar fi mai înalt decât ar fi fost în mod normal pe pământ. Atunci când astronauții călătoresc în spațiu, pentru o perioadă mai lungă de timp, ei tind să crească câțiva centimetri, deoarece coarda vertebrală se extinde. E greu de estimat cu exactitate cu cât de mult ar fi mai înaltă o persoană dacă s-ar fi născut și ar fi crescut pe lună, dar șansele sunt că ar fi vizibil mai mare. În plus, atâta timp cât ar rămâne pe lună, ar putea să sară mai sus și mai departe pentru că există mai puțină gravitație care să o tragă în jos. Cu toate acestea, deși ar putea avea o înălțime crescută, nu ar avea neapărat o coordonare eficientă. Experimentele au arătat că deja. Șoarecii născuți în spațiu au probleme cu echilibrul și orientarea, așa că ipoteticul nostru jucător de basket de pe lună ar putea fi de fapt slab la pase, dribling și aruncări. În plus, scheletul său ar putea fi probabil semnificativ mai puțin rezistent, deoarece oasele se pot irosi sau desfigura rapid în spațiu fără exerciții adecvate. Aceasta nu e de obicei o problemă pentru astronauții cu pregătire specifică, dar ar fi problematic pe tot parcursul dezvoltării unui copil acolo. Așadar, e probabil ca oasele unui bebeluș de pe lună să fie considerabil mai slabe, deși s-ar putea să nu fie o problemă deosebită, până la întoarcerea într-un loc precum Pământul, unde gravitația este mai substanțială. Rămânând la problema gravitației, aceasta ar putea avea de asemenea un efect asupra aspectului unui bebeluș lunar, deși cu siguranță nu se va transforma într-un omuleț verde sau într-un alt stereotip de tip extraterestru. Corpurile noastre sunt pline de fluide și de aici ar putea avea loc schimbările, pe pământ, gravitația mai mare trage fluidele mai jos în corpul nostru, dar pe lună, fețele și membrele noastre ar putea părea vizibil mai umflate decât suntem obișnuiți, deoarece există o forță mai mică asupra acestor fluide. Desigur, forța gravitației nu e singura diferență între viața pe pământ și cea de pe lună. Mai există și o mică problemă legată de hrană și apă. Mâncarea nu există cu adevărat pe lună și deși există dovezi că există apă lunară naturală, aceasta este înghețată și extrem de greu de accesat. Un copil așadar de pe lună nu va rezista prea mult timp, cu excepția cazului în care se naște în cadrul unei misiuni premeditate de pe pământ, caz în care se speră că centrul de control al misiunii va fi raționalizat corespunzător. Într-o zi ar putea fi dezvoltat un proces pentru a cultiva alimente pe lună, dar serele de înaltă tehnologie văzute în filmele science fiction sunt încă destul de departe. În schimb, un bebeluș de pe lună ar trebui să se mulțumească cu același tip de hrană apetisantă pe care o mănâncă astronauții, tuburi de nutrienți sub formă de piure. Meniul e destul de limitat. Apoi există provocarea zilnică a apei. Importul de apă potabilă de pe pământ e dificil și extrem de costisitor. de lungul copilăriei și a vieților în spațiu, bebelușii de pe lună ar trebui să supraviețuiască cu strictul necesar de apă, iar opțiunile lor culinare ar fi reduse, ceea ce ar însemna probabil că toate acestea s-ar adăuga la deficiențe grave și fără precedent în materie de sănătate și nutriție. Și asta înainte de a lua în calcul faptul că zilele pe lună sunt foarte lungi. O zi lunară echivalează cu 29,5 zile terestre. Astfel e mult mai lungă decât ciclul noapte-zi de pe pământ. Și din moment ce oamenii consideră de obicei că simpla trecere la și de la ora de vară face ravagi în ritmul lor biologic, e probabil că a trece la zile care durează aproape o lună ar fi o presiune suplimentară. Și dacă nevoile de somn ale unui bebeluș de pe lună sunt similare cu cele ale noastre de pe pământ, ar însemna de asemenea că se culcă adesea când soarele e sus pe cer și ia micul dejun în întuneric beznă. În cele din urmă, soarele. Orice persoană născută pe lună ar putea să se poată bucura de lumina soarelui zile întregi, dar având în vedere că atmosfera este foarte diferită, nu ar avea parte de beneficiile pe care le avem noi pe pământ, iar riscurile ar crește în mod dramatic. În primul rând, copilul ar fi mult mai expus la acele raze cosmice solare, cele care ar putea afecta negativ funcțiile de reproducere, ceea ce ar putea aduce probleme de sănătate de amploare, inclusiv dezvoltarea de cancere, boală Alzheimer și efecte pe termen lung pentru sistemul nervos central. Pentru a încerca să evitați daunele, ar trebui să trăiți într-un loc unde razele ar fi cel mai puțin probabil să provoace probleme, poate în apropierea polilor, unde temperatura nu ar fluctua atât de mult ca în alte părți de la suprafață. Dar nu există nicio posibilitate de a scăpa de riscurile masive pentru sănătate, cu excepția cazului în care invenția umană a contracarat problemele până la nașterea unui copil pe lună. În primul caz cunoscut de acest gen, un nou crater a fost sculptat pe suprafața lunară de un obiect de gunoi spațial. Pe 4 martie 2022, un etaj de rachetă abandonat care a plutit în derivă prin spațiul cosmic cel puțin din 2015 s-a ciocnit cu luna. Racheta Rebel a fost complet distrusă, creând un crater în suprafața lunară și lansând pe orbită o coloană de praf ascuțit și coroziv care a persistat ori întregi. Totuși, oamenii nu au putut vedea acțiunea rachetei, izbindu-se din partea îndepărtată a lunii în craterul Herzsprung cu o lățime de 600 de km, iar astronomii nu au văzut astfel racheta prăbușindu-se. Dar de ce s-a produs explozia? De unde a venit acel gunoi spațial și ce implicații are acest eveniment? Hai să aflăm! Ce ar fi putut -o lovi Luna? Astronomii cred că etajul de rachetă abandonat provine de la misiunea chineză Chang'e 5T1 lansată în 2014, dar experții nu sunt complet siguri. Indiferent de proveniența acesteia, impactul rachetei nu afecta nimic altceva decât suprafața lunară. Nu e mare lucru la nivelul actual de ocupare a lunii, care este în prezent populat de roboți câteva zeci, dar oameni zero. Și poate mutanți extraterestri crescuți din rămășițe umane lăsate acolo, a spus astronomul Jonathan McDonald de la Institutul Harvard pentru Astrofizică. Nu prea are ce să lovească, a adăugat el. Probabil că nu va fi întotdeauna așa. Explorarea lunară se intensifică, iar oamenii își propun din nou să stabilească baze lunare fie la suprafață, fie pe orbită. Companiile private se alătură celor câteva națiuni care au trimis deja echipamente pe lună. Și chiar dacă această ciocnire nu este o mare problemă, următoarea ar putea fi. Trebuie să ne asigurăm că mergem în spațiu în mod responsabil, a declarat Michelle Hanlon, avocat specializat în domeniul spațial la Universitatea din Mississippi și fondator al organizației non-profit For All Mankind, care urmărește să păstreze Sidurile de patrimoniu lunar. Asta înseamnă să ne asigurăm că facem lucrurile corecte, să ne dăm seama unde se duc rachetele noastre și să ne asigurăm că nu începem să aruncăm lucruri pe lună doar de dragul de a o face. Deci, ce este acest lucru care a lovit luna? Obiectul e desemnat V0913A și a fost urmărit cu intermitențe de când a fost reperat pentru prima dată în 2015 în timpul unor studii menite să caute asteroizi potențial periculoși. În ianuarie 2022, astronomul Bill Gray a rulat un program de calculator care i-a trasat traiectoria. Pe ecranul său a apărut o linie intermitentă evidențiată cu roșu, impact, scrie cu majuscule. Programul lui Gray a calculat că V0913 a se va izbi de lună pe 4 martie 2022. Pe baza dimensiunilor sale, aproximativ 3 metri în diametru și 41 de metri înălțime, oamenii de știință sunt încrezători că obiectul era un etaj superior de rachetă, un segment propulsor care se separă de partea inferioară a unei rachete pentru a transporta o încărcătură utilă mai departe în spațiu. Obiectul era luminos și se rostogolea pe orbită aproximativ odată la 185 de secunde, trăsături care sunt comune pentru etajele superioare ale rachetelor aruncate. Avea o curbă luminoasă foarte caracteristică unui corp de rachetă care se rostogolește. Asta a fost un indiciu, a argumentat Vishnu Reddy de la Universitatea din Arizona, ale cărui observații ale grupului au ajutat în cele din urmă la caracterizarea obiectului. Din ce rachetă a provenit? Oamenii de știință nu sunt 100% siguri. Primele observații au sugerat că obiectul ar fi putut fi etapa superioară a unei rachete SpaceX Falcon 9, care a livrat satelitul al Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice într-un punct din spațiul cosmic în februarie 2015, dar în curând a devenit clar că etajul superior al rachetei a ajuns să orbiteze în jurul Soarelui și nu se afla nici pe departe în apropierea Lunii. Așa că astronomii au pornit la vânătoare după alte rachete care au fost lansate pe orbite care să traverseze Luna în jurul anului 2015, motivând că orice lucru, la fel de lucitor, care ar fi fost detectat de sondajele asupra asteroizilor la scurt timp după ce a fost lansat. Ei au ajuns la un candidat solid din misiunea chineză, Chang E-5T1, un test timpuriu al unui program de returnare de monstre lunare. La sfârșitul anului, 2014, o rachetă chineză Long March 3C a lansat o mică navă spațială pentru a face o buclă în jurul lunii, odată și a se întoarce pe pământ. O parte a rachetei a rămas pe orbită slab legată în jurul pământului, care a întâlnit ocazional luna, o traiectorie care, potrivit lui McDowell, este în concordanță cu obiectul care a lovit partea îndepărtată a lunii. Grupul lui Reddy a găsit o altă piesă a puzzle-ului în februarie, când el și studenții se-au observat racheta în timp ce trecea pe deasupra noastră și au adunat date despre modul în care stratul său vopsit reflecta lumina. Echipa a comparat aceste observații cu alte etaje superioare de la SpaceX și rachete chinezești aflate pe orbita Pământului și a constatat că vopseaua de pe racheta V0913A se potrivea mai bine cu piesele rachetelor chinezești. SpaceX folosește o vopsea diferită față de cea chineză, iar racheta de impact lunar este foarte asemănătoare cu racheta de rappel long march pe care o avem pe orbita Pământului, a spus Reddy. Așadar, cazul e închis? Nu chiar. Wang Webin, un purtător de cuvânt al Ministerului Chinez al Afacerilor Externe, a declarat că racheta Chang e 5 s-a deorbitat și a ars deja, dar se pare că răspunsul chinei ar fi putut fi rezultatul unei erori de comunicare, referindu-se în schimb la misiunea ulterioară e 5 și nu la Chang'e 5 T1. Comandamentul spațial al SUA, care urmărește obiectele de pe orbita, a declarat inițial că racheta CT1 se dezorbitase complet, au ulterior și-a revizuit declarația. În timp ce Comandamentul Spațial al SUA poate confirma că corpul rachetei 5T1 nu s-a dezorbitat niciodată, nu putem confirma, țara de origine a corpului rachetei care ar putea avea un impact pe lună a declarat Comandamentul Spațial într-o declarație. McDowell a spus că toate semnele indică 5E5T1 și că este destul de sigur că de acolo a venit racheta rătăcită, dar încă nu e 100% sigur. Vom ști vreodată cu certitudine de unde a venit racheta? doar dacă se vor găsi date mai bune de urmărire orbitală care să le permită astronomilor să deruleze mai sigur traseul obiectului prin spațiu. În perioada 2014-2022, V0913A a făcut o buclă în jurul Pământului pe ceea ce McDowell numește o orbită haotică în adâncul Pământului. Traiectoria sa l-a purtat de la aproximativ 25.000 de km deasupra suprafeței planetei până la distanța de peste două ori mai mare decât cea a lunii, unde ocazional a fost aruncat și tras de gravitația lunară. De asemenea, traiectoria sa a fost influențată de radiația solară, iar toți acești factori fac dificilă derularea călătoriei sale prin spațiu. Racheta însă și-a fost complet distrusă atunci când a lovit Luna. Aceasta s-a îndreptat spre cel mai apropiat vecin al nostru cu 8.000 km pe oră și spre deosebire de pământ. Luna nu are o atmosferă care să o încetinească pe măsură ce se apropie. Când etapa rachetei a lovit Luna, a format un crater cu o lățime de 60 și 100 de metri. În anii următori, Lunar Reconnaissance Orbiter al NASA va încerca să surprindă o imagine a locului prăbușirii, dar locul exact al impactului este încă incert, astfel că identificarea noului crater ar putea dura ceva timp. S-a mai întâmplat acest lucru înainte? Aproape sigur că da, a spus McDowell. El estimează că de-a lungul erei spațiale au fost lansate pe orbite aproximativ 50 de obiecte care ar fi putut duce la o coliziune cu Luna. Dar, Deoarece datele de urmărire sunt puține, spune el, nu cunoaștem soarta lor finală. Știm însă că o parte dintre ele s-au izbit probabil de Lună și n-au scăpat, o altă parte au fost împinse pe orbite în jurul Soarelui, iar o a treia parte se află încă pe orbitele lor în evoluție sau a ars atmosfera Pământului. De asemenea, oamenii au prăbușit în mod deliberat nave spațiale pe Lună de mai multe ori, uneori în scopuri științifice, alteori la finalul misiunilor lunare. Acest crater va deveni acum partea înregistrării arheologice a Chinei pe Lună și trebuie să luăm în considerare în raport cu Celelalte situri chinezești, a declarat și Alice Gorman, arheolog spațial la Universitatea Flinders, care studiază înregistrarea fizică a obiectelor create de om în spațiu. Ceea ce creăm aici este un fel de fază modernă de bombardament antropocen potențial, un fel de eră geologică creată de activitățile umane care își va lăsa urmele pe suprafața lunii. A început deja, a susținut cercetătoarea. Ar trebui ca cineva să țină mai bine evidența acestor lucruri. O serie de organizații, inclusiv Armata Americană, folosesc radarul pentru a urmări obiectele de pe orbita Pământului de la sateliții care plutesc chiar deasupra atmosferei până la cei aflați de peste 40.000 de km înălțime. Dar aproape nimeni nu urmărește deșeurile spațiale odată ce părăsesc orbita Pământului. Sateliții sunt mici, iar obiectele luminoase, cum ar fi Luna și Soarele, îi fac greu de găsit odată ce sunt prea departe. Iar atunci când aceste obiecte apar în studiile de cercetare a asteroizilor, este de obicei spre dezamăgirea astronomilor care sperau la planete nou descoperite. O serie de experți spun că acest lucru trebuie să se schimbe. Zeci de misiuni sunt programate în prezent pentru a fi lansate spre Lună în următorii ani, dintre care unele ar putea lăsa un alt impact accidental în spațiu. La un moment dat în viitor, un astfel de eveniment nu va fi doar un lucru curios de observat din exterior. Va fi ceva de care oamenii de pe orbita lunară sau de pe orbita lunii vor fi îngrijorați, a spus Gorman. Gorman și alții spun că am putea folosi reglementări mai bune pentru eliminarea corectă a deșeurilor spațiale, cum ar fi solicitarea ca etapele rachetelor să efectueze manevre la sfârșitul ciclului de viață care să le trimită pe orbite solare în loc să le lase să se prăbușească între lună și pământ. Acest corp de rachetă care lovește luna, slavă Domnului, că se duce pe partea cealaltă. Ce s-ar întâmpla dacă s-ar îndrepta spre unul dintre siturile Apollo sau spre roverul? Chang E4? Întreabă Hanlon. Nu ne gândim cum trebuie la lună. E legală prăbușirea intenționată de obiecte pe lună? principalul tratat internațional privind activitățile spațiale e tratatul privind spațiul cosmic, cunoscut și sub numele de tratatul privind principiile care guvernează activitățile statelor în explorarea și utilizarea spațiului cosmic, inclusiv al lunii și altor corpuri cerești. Acest tratat, care a intrat în vigoare în 1967, a fost ratificat de un număr semnificativ de țări, inclusiv de principalele națiuni cu activități spațiale. Tratatul privind spațiul cosmic interzice amplasarea de arme nucleare sau de orice alte arme de distrugere în masă în spațiu sau pe corpuri cerești, precum Luna, cu toate astea nu abordează în mod specific problema dispozitivelor explozive non-militare sau a exploziilor controlate în scopuri științifice sau industriale, astfel tratatul nu spune mai nimic legat de prăbușirea și explodarea intenționată a unor obiecte pe lună. Să sperăm că niciun stat nu se va gândi să explodeze luna într-o zi. Astfel, oamenii de știință nu au dezlușit încă misterul obiectului spațial care s-a prăbușit pe lună în martie 2022, având în vedere că oficialii chinezi din domeniul spațial neagă implicarea lor în cazul acestei explozii. Cu toate astea, legislația în vigoare nu împiedică niciun stat să prăbușească obiecte pe lună, fie voluntar sau involuntar, așadar China nu poate fi trasă la răspundere chiar dacă va fi găsită vinovată. Luna Pământului este singurul loc dincolo de Terra unde oamenii au pus piciorul. Cel mai strălucitor și cel mai mare obiect de pe cerul nostru nocturn, Luna, face din Pământ o planetă mai locuibilă, moderând oscilația planetei noastre pe axa sa, ceea ce duce la o climă relativ stabilă. De asemenea, ea provoacă maree, creând un ritm care a agitat oamenii timp de mii de ani. Dar pe lângă beneficiile pe care Luna le aduce pentru o planetă, anumite evenimente pe care le cauzează ar putea crea dezastru pe Pământ. Haideți să vedem împreună de ce Luna ar putea cauza sfârșitul lumii în câțiva ani. Istoria lunii Principala teorie privind originea lunii este aceea că un corp de mărimea lui Marte s-a ciocnit cu Pământul acum aproximativ 4,5 miliarde de ani, iar resturile rezultate atât de pe Pământ cât și de la impactul cu Pământul s-au acumulat pentru a forma satelitul nostru natural. Luna nou formată era în stare topită. În aproximativ 100 de milioane de ani, cea mai mare parte a oceanului de magmă global s-a cristalizat, rocile mai puțin dense plutind în sus și formând în cele din urmă crusta lunară. De la epoca antică a vulcanismului, luna aridă și lipsită de viață a rămas aproape neschimbată, cu o atmosferă prea puțin densă pentru a împiedica impactul, o ploaie constantă de asteroizi, meteoriți și comete i-a lovit suprafața. De-a lungul a miliarde de ani, suprafața a fost măcinată în fragmente de la bolovani uriași până la pulbere. Aproape întreaga lună a fost acoperită de o grămadă de molos praf cenușiu și pulbere și de resturi stâncoase numite regolit lunar. De desubtul ei se află în prezent o regiune de rocă de bază fracturată, denumită mega regolit. Oscilația lunii. Un nou studiu al NASA sugerează că în anii 2030 vor avea loc mai multe inundații grave în lume ca urmare a oscilației lunii. Vestea despre oscilația lunii sau despre o instabilitate mai mare a orbitei lunare în anii 2030 vine în contextul în care, în luna iulie anului 2021, au avut loc inundații devastatoare în întreaga lume, în Germania, Belgia și China, fiind înregistrat inundații devastatoare în zonele rurale și metropolitane, care au dus la sute de dispăruți și mii de oameni fără adăpost. Studiul realizat de NASA este primul. Care ia în considerare atât cauzele oceanice ale inundațiilor, cât și cele astronomice, iar rezultatele indică faptul că următoarea oscilație a lunii ar putea duce la inundații masive pe coastele americane și nu numai. Astfel, creșterea nivelului mării, care se va alinia mai mult cu ciclurile lunare, urmează să aibă un impact drastic asupra orașelor și cartierelor de coastă. Pe scurt, acest lucru ar fi un adevărat dezastru pentru planeta noastră. Oscilațiile lunare ar putea părea un fenomen nou, dar acestea au avut loc încă din anii 1700, potrivit NASA. Dar următoarea fază a schimbării orbitei lunare merită o mai mare îngrijorare, au declarat oamenii de știință, și iată de ce. Ce este o oscilație a lunii? O oscilație lunară descrie fluctuațiile de pe orbita lunii, nu oscilații care apar ca urmare a schimbărilor de pe orbita ecliptică a lunii și a atracției gravitaționale rezultate asupra Pământului. Astfel de schimbări fac parte din ciclul natural al lunii, în care durata de 18 ani și jumătate împărțită în două, jumătate din ciclul său înregistrând niveluri mai reduse ale mareelor zilnice, în cealaltă jumătate amplificând nivelurile mareelor. În prezent, când luna se află în cea de-a doua jumătate a ciclului, e ușor de observat impactul care se răspândește în întreaga lume, deoarece par să fi lovit mult mai puternic decât în anii precedenți. Cu toate astea, creșterea nivelului mării înrăutățește situația, deoarece creșterea continuă a nivelului mării este amplificată în prezent de atracția gravitațională extremă al lunii asupra Pământului. Și tocmai acest lucru înseamnă, potrivit oamenilor de știință de la NASA, că atunci când această jumătate a ciclului lunar se va întoarce la mijlocul anilor 2030, impactul asupra comunităților de coastă din întreaga lume ar putea fi devastator. Cum înrăutățește criza climatică situația? Studiul NASA indică faptul că, deși inundațiile de-a lungul coastelor americane și europene nu au devenit încă prea semnificative și nu au depășit pragurile de inundații, următorul deceniu va fi o poveste diferită, deoarece creșterea globală a nivelului mării va fi fost la lucru încă un deceniu. Având în de vedere că în acest interval de timp se va înregistra o creștere uriașă a numărului de inundații pe toate coastele continentale ale SUA, precum în Hawaii și Guam, restul lumii va resimți de asemenea efectele drastice ale crizei. Climatice asupra creșterii nivelului mării, combinate cu efectele amplificatoare ale ciclului lunar și ale oscilației lunii. De când NASA a început să monitorizeze datele satelitare privind nivelul global al mării, în 1993, acesta a crescut în medie cu 3,4 mm. Aceste date au fost înregistrate cel mai recent în martie 2021, urcând la 96,7 mm, o creștere de peste 10 mm în ultimii 5 ani. Va fi Europa afectată de oscilația lunii? Studiul NASA, deși se concentrează pe coastele și regiunile din SUA, care ar putea fi afectate puternic de inundații neplăcute, indică de asemenea creșteri similare ale riscului de inundații pentru zonele joase din întreaga lume dacă nivelul mării continuă să crească. Zonele joase aflate în apropierea nivelului mării sunt din ce în ce mai expuse riscului și suferă din cauza creșterii numărului de inundații, iar situația nu va face decât să se înrăutățească, a declarat Bill Nelson, administratorul NASA. Combinația dintre atracția gravitațională a lunii, creșterea nivelului mării și schimbări climatice va continua să agraveze inundațiile de coastă pe litoralul nostru și în întreaga lume. Phil Thompson, profesor asistent la Universitatea din Hawaii și autorul principal al noului studiu, a declarat că efectul acumulat în timp este cel care va avea un impact negativ. Dar dacă se inundă de 10 sau 15 ori pe lună, o afacere nu poate continua să funcționeze cu parcarea sub apă. Oamenii își pierd locurile de muncă pentru că nu pot ajunge la serviciu. O altă îngrijorare, luna care ar putea lovi pământul. Pe lângă oscilația lunii, printre oamenii de știință mai există teama că luna ar putea ajunge la propriu să lovească planeta noastră, ca un asteroid. Această îngrijorare a căpătat o mare atenție odată cu apariția filmului din 2022, Moonfall, în care luna cade de pe cer și se prăbușește pe pământ. O astfel de premisă ridică întrebări inevitabile cum a căzut luna de pe orbita ei, ce înseamnă asta pentru pământ și cum poate fi oprită. Dr. Tony Cook, profesor de fizică la Universitate, Aberystwyth, Swift, nu crede că asta se va întâmpla. E convins că dacă este lăsată în pace, luna nu e în pericol să cadă brusc din spațiu. Dar ce s-ar întâmpla dacă luna nu ar fi lăsat în pace? La urma urmei, trailerele pentru Moonfall sugerează intenții răuvoitoare din partea unor extraterestri din umbră. Ce ar putea abate luna de la cursul ei? Cred că ai putea probabil să deviezi orbita lunii pe o perioadă lungă de timp, dar ai avea nevoie de o cantitate enormă de energie pentru a face acest lucru și probabil ar trebui să o faci cu blândețe, astfel luna s-ar putea prăbuși în bucăți. O metodă similară a fost propusă pentru a schimba direcția asteroizilor, a spus Tony Cook. Totuși, dacă extraterestri malefici ar reuși să împingă luna spre pământ în decursul a mulți, mulți ani, efectele asupra planetei noastre ar fi devastatoare. Dacă luna s-ar schimba chiar și la jumătate din distanță, marele ar fi de 8 ori mai puternice decât sunt în prezent, spune Cook. Așadar, dacă luna s-ar apropia foarte mult de pământ, ar trebui să ne confruntăm cu maree masive, ar fi multe inundații de coastă, ar exista o influență gravitațională mult mai mare asupra interiorului pământului, așa că s-ar putea de asemenea să se agite și să se încălzească o parte din mantaua terestră, ceea ce ar duce la mult mai mult vulcanism și cu tremure. Distrugerea lunii, o soluție? Aparent există motive foarte bune pentru a scăpa de lună. Pe lângă riscurile umane pe care le-am prezentat anterior, observarea obiectelor îndepărtate e adesea imposibilă deoarece luna le eclipsează cu mult. Este de 14.000 de ori mai strălucitoare decât Venus, care este următorul cel mai strălucitor obiect de pe cerul nopții. Fără luna am putea vedea obiecte mult mai puțin luminoase și mai îndepărtate din spațiu pe tot parcursul anului, fără a fi nevoit să așteptăm faza potrivită. Un alt bonus e că dacă am distruge luna, asta ar putea duce la posibilitatea ca Pământul să aibă inele. Unii astronomi Cred chiar că Saturn și-a primit inelele de la o lună relativ mică care a fost drobită sau poate de la o lună mai mare ale cărei straturi exterioare au fost îndepărtate când a căzut în tânăra planetă. Dacă întreaga noastră lună ar fi fost transformată în inele, acestea ar fi mult mai mari și mai impresionante decât cele ale lui Saturn, cu toate că unele bucăți și ar putea cădea pe pământ și ar ucide pe toată lumea. Așadar, înainte de a deveni răzbunători, cu luna merită să remarcăm câteva beneficii pe care le aduce partenerul nostru strălucitor. Pe măsură ce Pământul se rotește, se clatină ușor pe axa sa. Pe unele luni care orbitează în jurul altor stele, acest lucru provoacă schimbări sezoniere extreme. Atracția gravitațională a lunii moderează oscilația Pământului, menținând clima stabilă. Acesta este un avantaj pentru viață. Fără ea am putea avea schimbări climatice enorme de climă de-a lungul a miliarde de ani cu diferite zone care devin extraordinar de calde și apoi se scufundă în lungi ere glaciare. S-ar putea chiar ca luna însăși să fie răspunzătoare pentru apariția vieții pe Pământ. Pe măsură ce Luna orbitează, gravitația sa exercită o presiune mai mare asupra părții Pământului care se află cel mai aproape de ea decât asupra celui mai de părți, făcând ca mările să se balanseze de la o parte la alta. Noi numim această balansare maree, după cum am văzut. În prezent, mareele sunt bune pentru surfări și pentru creaturile marine, dar în trecut ele ar fi putut furniza scântea necesară pentru a transforma supa primordială, o colecție de substanțe chimice simple, precursoare în viață complexă. Așadar, luna, chiar dacă pot exista motive pentru care ar putea cauza sfârșitul, ea ne aduce o serie de beneficii extraordinare în prezent. Totuși, sperăm să rămânem doar cu acestea și sperăm că luna nu va lovi Pământul prea curând sau nu va provoca inundații de prop. Pe 16 iulie 1969, Apollo 11 a fost lansat de la Cape Kennedy cu un obiectiv extraordinar, aducerea omului pe lună patru zile mai târziu, pe 20 iulie, comandantul Neil Armstrong și pilotul modulului lunar Buzz Aldrin vor fi primii oameni care vor păși pe lună. Pilotul modulului de comandă Michael Collins avea să rămână cu aeronava în timpul plimbării. Ajungerea pe lună este un moment istoric important pentru SUA și pentru omenire, dar acest succes incredibil ascunde și o serie de secrete la fel de impresionante. Așadar, iată câteva dintre lucrurile ascunse de către misiunea Apollo 11 și de către primul om care a pășit pe lună, Neil Armstrong. Primele cuvinte controversate. Transcrierea oficială a primelor cuvinte istorice rostite de Neil Armstrong când a pus piciorul pe lună au fost următoare. Un pas mic pentru om, un salt uriaș pentru omenire, dar se pare că între cuvintele pentru și om au mai existat și alte sunete neînregistrate. Ei bine, ar fi putut fi vorba de zgomotul static de la un serviciu slab sau ar fi putut fi vorba de încărcătura de pe scenă lunară. Indiferent de asta, se pare că Neil ar fi putut omite un cuvânt în mesajul său prestabilit către lume. Se pare că a intenționat să spună acesta e un pas mic pentru un om probabil că acesta a omis cuvântul UN. Deoarece cercetările nu au fost concludente pentru a determina formularea finală, rămâne la discreția istoriei. Buzz Aldrin s-a împărtășit pe lună. Când modulul lunar Eagle al polul 11 a intrat în contact cu luna, Armstrong și Aldrin au fost instruiți să aștepte înainte de a coborâ. Această pauză de o oră le-a dat timp bărbaților să se pregătească fizic și emoțional pentru a păși pe suprafața lunii. Eram cu siguranță conștient de faptul că acesta era punctul culminant al muncii a 300.000 sau 400.000 de oameni pe parcursul unui deceniu și că speranțele și aspectul exterior al națiunii depindeau în mare măsură de modul în care vor ieși rezultatele, a spus Armstrong. De cealaltă parte, Aldrin a intrat în sistemul de comunicații și a vorbit cu echipajul de la sol de pe pământ. Aș dori să solicit câteva momente de tăcere, a spus el. Aș dori să invit fiecare persoană care ne ascultă oriunde și oricum s-ar afla să contemple pentru un moment evenimentele din ultimele ore și să mulțumesc în felul său individual. Aldrin a mulțumit prin împărtășanie. El primise permisiunea de a duce pâine și vin în spațiu și de a se împărtăși de unul singur. Ce am lăsat în urmă? Știți că am lăsat un steag american pe suprafața lunii? Dar știți și ce altceva am mai lăsat acolo? În primul rând, suveniruri care îi onorează pe ceilalți astronauți al căror sacrificiu ne-a oferit informații suplimentare despre cum să reușim să ajungem cu succes pe lună. Celelalte lucruri pe care le-am lăsat? Deșeurile astronauților. Împreună cu alte lucruri de care nu mai era nevoie pentru călătoria de întoarcere acasă. Un stilou a salvat misiunea. În timp ce bărbații se pregăteau să se întoarcă pe pământ, au observat că un întrerupător de circuit s-a stricat. Dar acesta nu era un întrerupător oarecare, era cel care urma să permită modulului lunar să decoleze de pe lună. În toată agitația dintr-un spațiu atât de mic, întrerupătorul fusese pur și simplu scos. După ce au anunțat controlul misiunii și au tras un pui de somn, nimeni nu s-a gândit la o soluție. Aldrin a scos un stilou din buzunarul de la umăr. Potrivindu-se perfect în deschizătură, întrerupătorul a ținut și oamenii au putut să se ridice de pe lună carantina de întoarcere acasă. Misiune îndeplinită. Acum nu atingeți nimic. E posibil ca o declarație similară să fi fost făcută atunci când astronauții care se întorceau de pe suprafața lunii au fost băgați în carantină. Pentru că nimeni nu putea fi sigur că pe suprafața lunii nu se aflau germeni extraterestri și boli necunoscute, astronauții au fost ținuți în carantină timp de o lună la întoarcerea acasă. De la aterizare, cei trei au fost conduși în instalația mobilă de carantină, o remorcă transformată pentru transport aerian, apoi au fost transportați cu aceasta la laboratorul de primire lunară, o clădire special construită doar pentru această lună de carantină. Cuvinte de rezervă, în cazul în care misiunea Apollo 11 s-ar fi încheiat mai degrabă cu o tragedie decât cu un triumf, scriitorul de discursuri al președintelui Nixon, William Sapphire, era pregătit cu un discurs. În loc de faimoasele prime cuvinte ale lui Neil Armstrong, istoria ar fi putut rămâne cu o altă declarație în minte. Soarta a rânduit ca oamenii care au mers pe lună pentru a explora în pace, să rămână pe lună pentru a se odihni în pace. Din fericire, cuvintele au rămas nespuse. Discursul se află acum în arhivele naționale americane. Neil Armstrong a păstrat o serie de artefacte de pe lună. Primul om care a pășit pe lună a păstrat o pungă plină de pietre mici din modulul lunar Eagle. Geanta de depozitare a fost descoperită de vădova lui Armstrong după ce acesta a murit în 2012. Am primit un e-mail de la Carol Armstrong, în care aceasta spunea că a localizat într-unul dintre dulapurile lui o pungă albă din pânză plină cu obiecte mici și asortate care păreau să provină dintr-o navă spațială, a scris Alan Needle, curatorul Apollo de la Muzeul Național al Aerului și Spațiului din Washington. Inutil să spun că pentru un curator al unei colecții de artefacte spațiale e greu de imaginat ceva mai interesant. Geanta a fost denumită Geanta McDivitt, după numele astronautului de pe Apollo 9, a cărui idee a fost de a o include la bordul navei. Conținutul acestea identificat de Needle și de echipa care a realizat jurnalul Apollo Lunar Surface Journal includea centura de prindere lui Armstrong, luminile de serviciu și suporturile lor, plasa de echipament, o cheie de urgență, vizorul optic care a fost montat deasupra ferestrei lui Armstrong și camera de achiziție a datelor care a înregistrat imaginile emblematice ale apropierei finale a modulului de aterizare și coborârea lui Armstrong pe scară pentru a face pasul mic pe lună. Mănușile și petele gri Mănușile lui Neil Armstrong de la aselenizarea misiunii Apollo 11 au fost expuse la Muzeul Național al Aerului și Spațiului Smithsonian în 2012. Vizitatorii au remarcat petele gri de pe mănușa dreapta lui Armstrong. Personalul a fost confruntat cu întrebare. Ce sunt acele pete? Oamenii de știință au crezut că au rezolvat misterul vechi de ani de zile cu ajutorul unor analize asupra mânușilor și a petelor gri ale acestora. Petele au fost cauzate de praful lunar prins între pânză și înveliș potrivit unui comunicat de presă în 2016. Pânza din care sunt făcute mânușile este fragilă, a spus ei, și necesită reparații. Lisa Young, conservator principal al costumelor spațiale, a comparat procesul de reparare cu adăugarea unui strat transparent de lac de unghi la sfârșitul unei manicuri pentru protecție. Cercetătorii au observat pete similare chiar pe costumul spațial al lui Armstrong iar documentele aferente au dezvoluit reparațiile făcute la costum care au cauzat petele. Experții cred că reparațiile la costum au fost făcute înainte de zbor, lăsându-le susceptibile la praful lunar. Praful lunar a trecut prin strat, care este mai moale decât materialul original și a rămas blocat de Nu a penetrat costumul sau mânușa în sine. Armstrong a fost un pilot prea bun. Deși pare contraintuitiv, Armstrong a aselenizat prea ușor pe suprafața lunii. Experții spun că el ar fi trebuit să oprească motoarele când modulul de aterizare se afla la câțiva metri de suprafață. Oamenii de știință de la NASA au construit modulul de aterizare cu picioare care să se prăbușească la impact pentru a absorbi șocul. Deoarece Armstrong, era un as al pilotajului, picioarele modulului de aterizare nu s-au zdrobit niciodată. Ca urmare, astronauții au fost nevoiți să iasă din modulul de aterizare cu câțiva metri mai sus decât era prevăzut, ceea ce însemna că primul pas mic a fost mai mult un salt. Aroma lunii. V-ați întrebat vreodată cum miroase luna? Când Aldrin și Armstrong, acoperiți de praf lunar, s-au întors la modulul Eagle, au raportat că luna mirosea puțin a cenușă umedă și a praf de pușcă. Presurizarea cabinei la întoarcerea lor a fost în sine o operațiune îngrijorătoare. Unii oameni credeau că praful lunar este inflamabil și că se va aprinde imediat și că va intra în contact cu oxigenul. Din fericire, nu a fost cazul. Încă sunt multe lucruri pe care nu le știm despre lună. Am vizitat luna acum o jumătate de secol și nu ne-am mai întors de atunci. În acest timp, am lansat nave spațiale robotizate în sistemul nostru solar și am aflat despre lumii îndepărtate. Între timp, oamenii de știință continuă să mediteze asupra vizitatorului stâncos de pe cerul nostru nocturn. Misiunile Apollo ne-au ajutat să rezolvăm multe dintre misterele lunii, dar există încă multe alte întrebări care au rămas fără răspuns și chiar câteva care au apărut ca urmare a mostrelor aduse de astronauții Apollo. Există numeroase întrebări științifice care au apărut în parte din dovezile Apollo, a declarat Roger Lunius fostul istoric șef al NASA. Există o serie întreagă de lucruri care pot fi câștigate dacă ne întoarcem înapoi, cum ar fi colectarea de material suplimentar și colectarea de noi date, adăugat el. În timp ce NASA se pregătește să trimită din nou astronauți pe lună până în 2024 și pe fondul mesajelor contradictorii din partea administrației americane cu privire la viitoarea misiune, oamenii de știință reafirmă că luna încă mai deține multe secrete pe care trebuie să le explorăm. Avem o mulțime de întrebări mari, a declarat Sarah Noble, director al programului de analiză a mostrelor Apollo de generația următoare de la sediul NASA din Washington. Ceea ce s-a întâmplat în ultimul deceniu a fost campus, pus o mulțime de lucruri pe orbita lunii, ceea ce ne-a oferit o imagine globală. Acum știm unde să mergem pentru a răspunde la aceste întrebări, a adăugat Noble. La aproape 40 de ani de la întoarcerea de pe lună a fost găsită apă în interiorul unor mostre de roc aduse din misiunea Apollo 15. Descoperirea din 2009 a deschis un domeniu complet nou de cercetare lunare, deoarece a sugerat că apa ar fi putut exista pe lună încă de la formarea sa. Existența apei pe lună e crucială pentru viitoarea explorare spațială, deoarece aceasta ar putea fi folosită pentru apă potabilă și combustibil pentru rachete. Timp de 40 de ani am crezut că eșantioanele erau complet uscate, a spus ea. Acum înțelegem că există un ciclu al apei, dar nu înțelegem cum funcționează. Poate că nu înțelegem încă ciclul apei, dar acum avem instrumentele necesare pentru a-l descifra. Din punctul meu de vedere, avem tot felul de instrumente care nu existau înainte, a spus Paul Haine, profesor asistent la Departamentul de Științe Astrofizice și Planetare de la Universitatea din Colorado. Heine a adăugat că instrumentele au devenit atât de miniaturizate încât acum încep cu ușurință în navele spațiale. În afară de apă, dovezile recente au sugerat de asemenea că există gheață pe lună. Un studiu din 2018 a confirmat că există lucruri înghețate pe sol la poli nord și sud ai lunii. Neil Armstrong și NASA cu siguranță au ascuns o serie de lucruri privitoare la prima misiune umană pe lună. Aceste secrete încep să fie descoperite în prezent, dar ele creează și mai multe mistere la rândul lor despre satelitul nostru natural. Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la ce s-ar întâmpla dacă pentru mai multe videoclipuri interesante. O zi superbă vă doresc!